Dragi elevi, mă numesc Gabriel Vânceanu și în călătoria de astăzi vom juca după cum ne cântă segmentele și unghiurile și vom descoperi lumea triunghiurilor. Cât de adevărat este proverbul, pic cu pic se face marea. La fel și în viață, aceasta e formată din picături de prezent. Din picături numite puncte este formată și dreapta. Ne amintim că o dreaptă sau o linie este formată dintr-o infinitate de puncte, punctele aparținând aceleiași drepte, spunând că sunt coliniare. Am spus că în lecția aceasta ne jucăm. Primul joc este al cojocului. Observați cuvintele de pe prima coloană a tabelului, toate au prefixul co. Astfel, prin coliniar, înțelegem ceva ce aparține aceleiași drepte. Folosim noțiunea pentru trei sau mai multe puncte distincte. Termenul colocatar are ca sens a aparține aceluiași spațiu de locuit. Vă las pe voi să precizați sensul pentru cuvântul comesean și vă invit să continuați jocul între prieteni. Fiți coechipieri în acest joc. Am spus că punctele sunt ca niște picături. Ne reamintim că printr-un punct trec mai multe drepte, în fapt o infinitate. Însă, prin două puncte distincte, trece o singură dreaptă. Dreapta care conține punctele distincte A și B, o citim AB sau BA. Să privim în continuare linia roșie ca pe o linie a timpului. Viața unui om, viața în general, reprezintă doar o bucată din linia timpului, o bucată care are un început și un sfârșit și conține toate punctele, momentele cuprinse între început și sfârșit. Putem spune că trăim un segment de viață. Dar să revenim pe tărâmul geometriei, un tărâm care putem spune că este ca și cel al tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte. Pe acest tărâm am desenat o dreaptă determinată de punctele A și B. În plus, cu albastru, am evidențiat și toate punctele dreptei situate între A și B. Toate aceste puncte formează segmentul AB sau BA. În acest caz, A și B se numesc capetele segmentului. Tot pe desen, am evidențiat și un segment MN de lungime dată 3 centimetri. Lungimea segmentului MN este aceeași cu distanța dintre punctele M și N, capetele segmentului. Putem reține că atunci când vorbim despre un segment, îl putem caracteriza prin capetele sale, lungimea sa, situarea segmentului pe anumită dreaptă. Privind din nou la segmentul MN și la scrierea MN egal 3 cm, avem următoarele informații. Ne referim la un segment de capete M și N, ne referim la lungimea segmentului ca fiind egală cu 3 cm și ne referim la segmentul aparținând dreptei MN.
Trecem la al doilea joc, numit jocul capetelor. E un joc al segmentelor și, după cum observați, vă propune, după exemplul anterior dat, să scrieți alăturat toate informațiile pe care le conțin relațiile în fiecare dintre cele trei cazuri. Astfel, în primul caz, aveți de analizat informațiile conținute de relația AB egal cu AC egal cu 2 metri. În al doilea caz, aveți de analizat informațiile conținute de relația AB egal cu CD egal cu 2 metri și, deși sunt asemănătoare, veți vedea diferențe, mai ales dacă veți încerca să desenați situațiile. În al treilea caz, în care informațiile sunt AB egal cu 3 cm și AC egal cu 4 cm, vă invit să imaginați întâi cazul punctelor coliniare. De altfel, ne amintim că trei puncte distincte sunt fie situate pe aceeași dreaptă și spunem că aceste puncte sunt coliniare, fie punctele sunt necoliniare, adică nu există o dreaptă care să le conțină pe toate cele trei puncte. Atenție! Cum pentru orice două puncte distincte există o dreaptă ce le conține, nu vom folosi noțiunea de coliniaritate decât pentru trei sau mai multe puncte distincte. În jocul capetelor, vă invit alături să răspundem la două întrebări pentru informația pe care o avem. Segmentul AB egal cu segmentul AC egal cu segmentul BC, având toate trei lungimea de 3 cm. Prima întrebare este, pot fi cele trei puncte distincte și coliniare? Dacă situația ar fi posibilă, în cazul a trei puncte distincte aparținând aceleiași drepte, clar că unul dintre ele este situat între celelalte două, după cum și vedeți prezentate cazurile de față. Cazurile fiind de aceeași natură, vom analiza doar situația în care punctul B este situat pe dreapta AC între A și C. Cum fiecare segment are lungimea de 3 cm și punctele sunt coliniare în ordinea ABC, avem că suma dintre AB și BC reprezintă o lungime de 6 cm și, ținând cont de coliniaritate, suma segmentelor AB și BC corespunde segmentului AC, unde am ținut cont și de ordinea punctelor pe dreaptă. Obținem că segmentul AC ar avea lungimea de 6 cm, însă, din ipoteză, avem că segmentul AC este de lungime 3 cm. În concluzie, situația discutată nu este posibilă în ipotezele menționate, deci punctele nu pot fi situate pe o aceeași dreaptă. A doua întrebare este, cele trei puncte pot fi necoliniare? Vom ține cont că, pentru a vorbi de necoliniaritate, cazul ar trebui să corespundă la trei puncte distincte. Să urmărim de jos în sus reprezentările geometrice care ne vor conduce la răspunsul pentru întrebarea noastră. Astfel, pornind de la o dreaptă, am fixat un capăt și am parcurs dreapta fără să schimbăm sensul deplasării, măsurând trei segmente de lungime 3 cm.
Am decupat bucata parcursă formată din cele trei segmente și am îndoit segmentele care mărginesc întreaga bucată până când am închis desenul formând triunghiul ABC. În concluzie, relația AB egal cu AC egal cu BC egal cu 3 cm conduce la situația a 3 puncte necoliniare distincte care vor fi dispuse ca în figură fiind vârfurile triunghiului ABC. Am păstrat triunghiul de vârfuri A, B și C, triunghi care poate fi notat în 6 moduri, așa cum am și evidențiat. Vârfurile triunghiului sunt punctele A, B și C. Laturile triunghiului sunt segmentele AB, AC și BC. Vârfurile împreună cu perechile de laturi formează cele trei unghiuri ale triunghiului, unghiul A sau BAC sau CAB, unghiul B sau ABC sau CBA, respectiv unghiul C sau ACB sau BCA. Mai mult, cum laturile AB, AC și BC sunt de aceeași lungime, am format un triunghi ce aparține clasei triunghiilor echilaterale, cu laturi egale. În final, vă propunem să continuați jocul lungimilor pentru a răspunde unor întrebări similare cu cele discutate anterior pentru cele trei situații propuse. Sunt sigur că v-am stârnit curiozitatea și mă bucur că am consumat împreună câteva picături de prezent. Pentru a afla mai multe, accesați și materialul asociat acestei lecții. Drag elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!